Așa. Recunoaște rechizitele școlarului. Ce reprezintă pentru școlar harta și globul pământesc? Deci, aici, să asta vedem. E în ghiostan. Deci, scriem. Tu ai să-mi zici. Oprește-te. Deci ai să-mi zici, da? Ghiozdan. Ghiozdanul ăla e bun ca să ții lucruri. Da, da, haide să zicem, Julie, haide să zicem mai întâi ce... Pensule, acoarele. Oprește-te. Le luăm pe rând, da? Trebuie să scriu, eu nu le știu. Așa, acoarele, da? Așa. Pix și creion. E un suport de creioane. Suport de creioane. Oprește-te. Altceva? Suport de creioane. Se cheamă penar, da? Penar de creioane. Penarul. Păi, locul în care copilul o să-și țină pixul, creionul, castiță. Aici ți-am pus eu lucrurile, că sunt multe, da? Stai la. Dar când ești copil și ești la școală, ai să porți un penar care o să aibă un fermoar și acolo ai să-ți pui pixul, stiloul, creionul, radiera, ascuțitoarea. N-ai să ai 10 radiere, că nu te interesează să ai 10. Te interesează una, da? Nu cum avem noi 100 de creioane, da? Deci trebuie să ai câte una din fiecare. Și ascuțitoarea e cea mai importantă, că dacă se rupi vârful, atunci poți să-l ascuți. Ai înțeles? Hai, următoare. Radiere, care sunt două. Care e radiera? Radiera și cealaltă îi... Ia uite-te mai bine. Nu știu ce e aia. Ce ai învățat ieri să folosești? O radiera. Nu. Cu ce? Ascuțitoare. Foarte bine. Ascuțitoare. Asta ce? Scoală. Uite asta de aici. Pix. Deci, pix. Pix. Riglă. Jessica, ți-am zis că nu acum ai să te joci cu asta. Riglă. Te rog frumos. Riglă. Deci, riglă. Sau, să mai zici, linie. Ce ai zis, Julie? Vreau să mă joc de pe cu Jessica. Cu siguranță, dar acum avem teme, da? Asta e un? Caiet. Asta poate să fie o? Carte. Foarte bine. De A, B, C, D. Da. Asta e un? O foaie? Bloc pentru desen. Adică e un fel de... Paiet, cum e ăsta, dar e doar cu foi albi, da? Și tu când ai să desenezi, le zicem că ne imaginăm, da? Ăsta e blocul tău de desen, da? Și toate foile sunt albi, da? Tu deschizi blocul de desen, desenezi o foaie și nu o rupi. Deci, nu o rupi. Dai cealaltă foaie, desenezi și aici, da? După aia, nu o rupi. Iar desenez și la final, când ai terminat toate foile, îți deschizi blocul tău de desen și te uiți la toate imaginile tale desenate, da? Deci e un bloc de desen, da? Ia să vedem. Asta ce-i? Bila de țări? Glob pământesc. La pământă? Da. Și asta e hartă? Așa. Hartă. Da. Ce era? Un fluturaș. Cum arată? Hartă. Uite. Așa. Acum mă așa arată.
Toturile sunt mai mari? Sunt toturi mai mari, mai micuți. Haideți să vedem cine zice mai departe. Ia. Ce reprezintă pentru școlar harta și globul pământesc? Oare ce crezi că reprezintă? Să înveți țările. Să înveți țările. Limba. Să înveți continentele. Da. Așa. Ia să vezi. Gata. Hai, puiuțu, te rog. La da, îl știu. Așa. Deci are două părți la fere. Dacă mă uit pe cealaltă parte, nu mai știu. Uite așa. Ca să faci așa. Da? E Chewbacca, da? De la Star Wars. Unește punctele și colorează litera H. Spune cuvinte care încep cu acest sunet. Deci tu unești punctele, da? Și eu mă duc să aduc o foiță pentru a găsi cuvinte cu litera H. Sunt foarte puține. Nu sunt puține. Jessica, nu-ți fac teme, mamă. Eu așa plec. Ok. Haideți să vedem un cuvânt cu H. Partă. Bun. Dacă știi, hai să-mi zici alte cuvinte, da? Nu știu oare. Ia uite, asta ce-i un... Bluză? Nu, e tot cu H. Haină cu mani. Cum ai zis prima? Haină. 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 Deci o haină, da? Ia uite, asta ce? Foaie. Și cum să mai zici la foaie? Căr? Hârtie. Hârtie. Hârtia e de cei mai mare decât foaia. Hârtia sau foaia e același lucru, da? Tablata. Jessica, dacă mănânci, hai tu fă aici hâul, da? Dacă ai să mănânci, ai să ții tableta, da? Hai, din aici. Jessica, nu te pot lăsa cu portița cu mama. La tableta. Papă, repede și te duci la tableta, da? Nu, mănânci cereale, mănânci ușor, da? Da. Îl colorăm, da? Dacă îți fură cineva din buzunar bani sau telefonul, cum se cheamă acel om? Hot. Bun, mai tare. Hot. Trebuie să facem și cuvinte. Hai, mama, dar nu-l băga în nas. Nu, nu trebuie să facem. Ne zice doar să găsim cuvinte, da? Da? Da. Penticostal. De telefon. Cum? Telefon. Da, da, cu ce literă începe telefon? T. Așa. Deci cu T, da? Nu cu H. Este o zi în care copiii se costumează. Halloween. Halloween, da? Asta știu. Da, dar nu mi l-ai zis. Da, nu știu ce literă. Halloween. Uite, avem aici un animăluț. Știi cumva cum se cheamă? Nu, dar... Hipopotam? Hai, tu desenează, da? Plușul alărgea, știi? Hai, puiuțu, du-te, mamă. Este un șoricel de casă. Hamster? Bun, nici n-am crezut că ai să fie. Știam animalul ăla. Nu știam ce ai, dacă bun, haide, până când o să mă mai gândesc eu la cuvinte care cu poate că... să... E rău dacă... Haide să... Nu e rău, Giulie, chiar nu e deloc rău. Haide să vedem cine zice mai departe, da?
Deci noi zicem cuvinte. Descoperă, unind punctele și alte litere din alfabet. Numește-le. Deci avem aici niște litere. Q, X, W, Y. Foarte bine, dar acum trebuie să le unim, da? Așa. Deci ce trebuie să fac forma? Este un loc. Când te duci în vacanță, trebuie să te cazezi în acel loc. Deci unde te cazezi când te duci în... Într-un hotel? Bun! Ia uita pe Giulica ce știe. Hotel. Așa. Avem bucătăria, da? Și camera Luica. Cel din mijloc. Cum se cheamă? Apanaiat. Hmm? Care nu are deloc mobilier, se cheamă un și lung. Nu, eu zic de partea unde e broscuța și bucătăria. Cum se cheamă locul ăla lung? Nu. Hotelul nu. Nu, nu e hotelul. Se cheamă hall. Hall? Hall, da. Hai, Jessica, da, fac teme cu Julie, dar tu du-te și papă, da? Da. Hall, da? Da, tu ai început scrie litera H după model. Ok, hai. Ce credeai că fac când văd că am terminat și aici? Foarte bine. Deci le lăsăm pe astea, da? Foaie aici. Da? Că ne mai trebuie și la alte teme acea foaie. Da? Da. Haide, pe litera H, da? Tot nu știu cum se folosește de capsatorul. Capsatorul? De capsatorul. O să înveți, da? Am încercat pe foaia mea când desenam cu ei. Și capsatorul tot... sau perforatorul? Ala care face caune. Păi se cheamă perforator, da? Dar nu știu ai cum. Ai făcut ca o perforator. Am făcut pe foaia mea și tăi nu merge. Nu. Uite, dacă tu m-ai întrebat, cum se folosește, eu da? Am pus foaia așa și tăi nu merge. Dar unde ai pus-o? Ia să văd, unde ai pus-o? Păi vezi că n-ai pus-o bine? Ia uite, dânsa se pune aici, da? Și trebuie să te ridici. Deci te ridici și apeși cu toată forța aici, da? Ia uite. A, mi-am prins părul. Hai, acum faci tu același. Dar trebuie să o bagi până în capă, da? Să te iei dreaptă. Ce-i, Jessica? Haide să vedem. Acum am învățat să-l folosim. Hai, mai încerc o dată, da? Sau pink. Vrei un balonaj? Da, balonaj. Așa. Vrei să sufle tu? Da. Da, da, te distrămi din gură. Uite, ia un balonaj și deschizi jos, da? Acum că am învățat să folosim perforatorul. Foarte bine, acum ne apucăm să terminăm tema, da? De ce aici în spatele astea? Aici? Uh-huh.
Din cauza că dacă vrei să-l dai mai încoace, uite părțile astea metalice, da? Trebuie să-l desasamblezi de aici, dar cred că trebuie ceva, o șurubelniță specială. Și muți gaura asta, cred că aici. Sau dacă nu e pentru asta, cred că a fost aici prinsă. Lipită, într-un fel. Posibil să fie lipită. Înțelegi? Din cauza că tu trebuie să fii... Am încercat așa, George. Nu, George, fix în partea asta. Și uite, partea asta aici e un plastic, da? Care aici adună, uite, cercurile tale, da? Care le perforez, da? Deci am învățat să folosim și perforatorul. Ne apucăm de teme, da? Mă pot. Vrei să-ți umpli balonul? Da. Ia și să-mi umplu și eu un balon. O să-ți umple și tu un balon, dar după temi. Ok? Ok? Da. Ia să-mi fac cel mai mare că ajunge, da? Stai să-l leg! Vrei să te joci cu el? Da, ia te-am joc cu George. Da, da, Giulia, acum are puțin temuță, da? Okay.